Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Omul de afaceri Viorel Cataram a fost prezent astăzi la Focșani la o conferință de presă. Subiectul discuțiilor a fost legat de centrele rezidențiale ale Crucii Roșii. În calitate de voluntar, fost vicepreședinte de filială și membru în comitetul director, Cataram a cerut demisia conducerii Crucii Roșii pentru neregulile descoperite de autorități în centrele de bătrâni. Am ajuns în această situație în care oameni lipsiți de apărare au fost taxați cu sume importante de bani și nu au primit serviciile corespunzătoare. Este inadmisibil să funcționezi fără autorizație de construcție. Este rușinos să ții oamenii cu medicamente și alimente expirate și în condiții inumane. Ceea ce este și mai grav este faptul că actuala conducere centrală a Societății Naționale de Cruce Roșie nu a luat nicio atitudine publică în această chestiune. Un singur comunicat care spune, printr-un purtător de cuvânt, care spune că acest ONG va colabora cu instituțiile statului, este de neacceptat, pentru că oricine în România este obligat, nu are opțiunea, este obligat să răspundă instituțiilor statului și toată lumea e obligată să respecte legea, nu este opțională respectarea legii. Faptul că nu s-a luat nicio luare de poziție în această chestiune mă face pe mine ca astăzi la Focșani să cer demisia doamnei Camelia Șucu din funcția de președintă a Societății Naționale de Cruce Roșie și a doamnei Carmen Radu, care este din funcția de vicepreședintă. Doamna Carmen Radu, nu știu dacă știți, este reprezentanta județului Vrancea în comitetul de direcție cu rang de vicepreședinte. Eu am ajuns la Focșani dintr-un turneu prin mai multe județe. Vă pot spune că la nivelul multor filiale există o stare de nemulțumire accentuată pentru faptul că imaginea Crucii Roșii a fost pătată de niște indivizi care în mod normal nu au ce căuta în Crucea Roșie. Drept pentru care, în lipsa unei reacții clare și precise din partea actualei conduceri, se intenționează organizarea unei adunări generale extraordinare în toamna acestui an pentru a clarifica aceste situații și pentru a găsi un plan de reformare structurală a Societății Naționale de Crucea Roșie din România. Fac mențiunea foarte clară că ce s-a întâmplat în județul Vrancea reprezintă un caz izolat, că marea majoritate a filialelor au o activitate corectă cu respectarea legii și mai ales pornind de la principiul esențial de existență a Crucii Roșii. Crucea Roșie există, a existat și va exista pentru a ajuta oamenii în nevoie. Credincioșii ortodoxi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ilie Tezviteanul. Acesta este cunoscut credincioșilor ca un mare profet, făcător de minuni și aducător de ploi. La mulți ani tuturor acelora care poartă numele Sfântului Ilie. La data de 20 iulie, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește ridicarea la cer a Sfântului Mare Proroc Ilie Tezviteanul. Astăzi s-au ținut slujbe în toate bisericele, iar credincioșii au venit să se roage. Preoții au vorbit despre viața acestui sfânt, despre care se spune că a plecat în cer de viu. Mare Proroc Ilie a sărbătorit multe alte fapte minunate. A înviat pe fiul vărtii din Sarajeva și Domnului, a văzut pe Dumnezeu la multe ore, în vânt subțire, pe cât este cu putință om de-al vedea, a despărțit Iordanul, lovindu-l cu cojocul trecând ca pe uscat
și a stat în legea lui Hristos la schimbarea lui la față de tabăr. Iar când s-au sfârșit zilele prorocului Ilie, a fost ridicat la cer într-un vârtej de flăcări și într-un cap de foc. Sfânta Scriptură și tradiția bisericii ne spun că Sfântul Ilie va veni iarăși pe pământ la sfârșitul veacului, ca înainte mergător la cea de-a doua venire a lui Hristos în slavă. Într-o această zi, cuvântul de laudă a Sfântului proroc Ilia, preacuviosului de Dumnezeu Purtătorului Părintele nostru, Efrem Siru. Liniște, dați-mi mie, plecați-vă augusturile voastre, ca să trupuiesc povestirea Sfântului Sfântului proroc Ilie Interditean, care a arătat râmbă ferbite, sârbuindu-se totdeauna ca să-i duplece pe văd, să se închine unuia Dumnezeu. Căci dacă a văzut poporul făcând multe prelugiri și abătându-se de la Dumnezeu și închinându-se idolilor, umplându-se de mânie și ochiul râu din Iisus, ținându-l, săgetând cerul prin vorbirea a ajuns prin cuvânt până la cer. Unul dintre cei mai importanți proroși din Vechiul Testament, Sfântul Ilie, este celebrat ca un mare făcător de minuni și aducător de ploi în vreme de secetă. Despre acesta se mai spune că provoacă tunete, trăsnete și decide unde natura se dezlănțuie cu grindină și furtuni. Biserica Ortodoxă Română l-a numit pe Sfântul Proroc Ilie Tezviteanu patron spiritual și protector al aviatorilor români. Tradiția populară mai spune că în dimineața zilei de 20 iulie se culeg plante de leac, în special busuioc, care sunt puse la uscat în casă. În cămări. În această zi, pe vremuri, femeile duceau busuioc la biserică pentru a fi sfințit. În ziua prăznuirii Sfântului Proroc Ilie, credincioșii nu trebuie să lucreze pe câmp sau în gospodării, ca în orice zi cu cruce roșie. Dacă acest lucru nu este respectat, toate culturile vor fi lovite de piatră și ploi abundente. 2031 de absolvenți ai clasei a 8-a au fost admiși în învățământul liceal în Vrancea. Doi candidați nu au putut fi repartizați computerizat din cauza faptului că nu au completat suficiente opțiuni pe fișă. În prima etapă, în județul Vrancea, au fost repartizați computerizat 2031 de elevi în învățământul liceal de stat din totalul elevilor cu opțiuni completate. 1037 de candidați la filieră teoretică, 994 de candidați la filieră tehnologică. 9 candidați au fost admiși cu media generală 10. În etape anterioare au fost admiși 253 de elevi la specializări vocaționale în județul Vrancea, 11 elevi în învățământul militar, 14 elevi pe locurile speciale, rezervate candidaților de etnie romă în județul Vrancea, 15 elevi pe locurile distincte alocate candidaților cu CES în județul Vrancea. În perioada 20-25 iulie, candidații repartizați în prima etapă vor depune dosarele de înscriere la secretariatele liceilor la care au fost admiși. În zilele de 24 și 25 iunie, la registratura inspectoratului școlar județean Vrancea se depun dosarele pentru rezolvarea situațiilor speciale, respectiv situații medicale speciale stabilite prin certificat medical eliberat de Direcția de Sănătate Publică, schimburi de elevi, redistribuirea candidaților gemeni, distribuire sau redistribuire pe locurile rămase libere pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere greșită în baza de date a opțiunilor exprimate de elevi. Repartizarea candidaților se realizează în data de 26 iulie 2023 de către Comisia Județeană de Admitere și se va afișa pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, secțiunea Admitere. În prima etapă au rămas 2 elevi nerepartizați, întrucât nu au completat suficiente opțiuni. Nu au fost repartizat computerizat. Aceștia vor intra în a doua etapă de repartizare și vor completa în perioada 7-9 august 2023 opțiuni în fișele de înscriere. Se arată într-un comunicat al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea. Ateneul Popular din Focșani organizează cursuri de dans. Activitățile vor debuta în luna octombrie. Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia Focșani dorește să vină cât mai aproape de publicul focșenean printr-o serie de activități de relaxare și, în același timp, de învățare. În acest sens, instituția își propune să organizeze un curs de dans pentru începători, care se va desfășura începând cu luna octombrie anul curent. Cursul va avea loc de 2 ori pe săptămână, în zilele de luni și miercuri, la sediul Ateneului Popular, în intervalul 20:30-22, și se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Pentru detalii, puteți suna la numărul de telefon 0721771066. Se arată într-un comunicat de presă al Ateneului Popular din Focșani. Centrul Cultural Vrancea organizează la Paltin în data de 30 iulie 2023 festivalul concurs al ansamblurilor folclorice tradiționale pe Plaiul Tojanului. Evenimentul a ajuns deja la ediția cu numărul 54.
Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, alături de Primăria Paltin, Consiliul Local Paltin și Obștea Paltin, organizează duminică 30 iulie 2023 la ora 12 în Comuna Paltin, festivalul concurs al ansamblurilor folclorice tradiționale pe Plaiul Tojanului, ediția 54-a. Manifestare cu caracter interjudețean, festivalul își propune ca principal obiectiv cunoașterea, promovarea și valorificarea tezaurului etnofolcloric, autentic, național și introducerea acestuia în circuitul național al creațiilor artistice ale genului. Juriul festivalului este alcătuit din specialiști din domeniul muzicii, etnografiei și folclorului. Președinte este Ciprian Chițu, conferențiar universitar doctor la Universitatea George Enescu Iași și dirijor, iar membrii Lorena Oltan, interpretă de muzică tradițională, realizator de emisiuni radio, și Cristian Mușa, cercetător la Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu al Academiei Române, secția colectivului Etnomuzicologie Etnocoreologie. Concursul va fi prezentat de Sorin Francu, managerul Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia din Focșani, și Cosmina Adam, expert la Centrul Cultural Vrancea. În cadrul festivalului vor concura ansambluri folclorice care vor prezenta obiceiuri tradiționale, cântece și dansuri populare specifice zonei etnofolclorice de care aparțin, din țară și din Republica Moldova, promovând și conservând creațiile artistice autentice românești, după cum se arată într-un comunicat al Centrului Cultural Vrancea. Pe 22 iulie 2023 se împlinesc 106 ani de la declanșarea bătăliilor din primul război mondial la Mărăști. Pentru comemorarea celor căzuți pe câmpul de luptă, Asociația Mărăști 1917 Mareșal Averescu va organiza în satul Erou, la Mausoleul Mărăști și la Soveja, ceremoniale militare și religioase. Cei prezenți la evenimente vor putea urmări survolul aerian al aeronavelor militare. La 22 iulie 2023 se împlinesc 106 ani de la declanșarea crâncenelor bătălii pentru salvarea României în campania anului 1917 din primul război mondial. Asociația Mărăști 1917 Mareșalul Averescu, care funcționează din anul 2014, continuatoarea a nobilelor tradiții ale societății Mărăști, înființată la inițiativa Mareșalului Averescu în anul 1917 pentru reconstruirea istorică a zonei distruse de război și păstrarea vie în memoria urmașilor a acestei extraordinare pagini de istorie, eroism și jertfă, consecvent în demersurile sale, continuă și în anul 2023 activitățile de promovare a istoriei și valorilor armatei române, cu scopul de a menține treaz spiritul național și de a promova cu modestele puteri valorile perene ale trecutului neamului nostru, aici, la Poarta Moldovei. În acest sens, în colaborare și parteneriat cu instituția militară și administrația publică locală, se are în vedere promovarea și comemorarea evenimentului reper care dă sens istoria armatei române, numelui și spiritului asociației, recunoscută ca asociație de interes pentru Ministerul Apărării Naționale, cu impact și la nivelul comunității vrâncene. 106 ani de la victoria renașterii neamului românesc de la Mărăști din vara de foc a anului 1917. Dată fiind importanța specială a acestui reper istoric național pentru relansarea luptei pentru întregirea României și necesitatea promovării eroismului legendar și jertfei militarilor români participanți la dramaticele confruntări declanșate în dimineața zilei de 22 iulie 1917, Ministerul Apărării Naționale a aprobat următoarele activități în data de 22 iulie 2023. La Mausoleul Mărăști va avea loc ceremonial militar în dimineața zilei, începând cu ora 11, cu participarea unităților din garnizoana Focșani, a studenților Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, elevilor școlii militare de maestri militari și subofițeri a Forțelor Aeriene Traian Voia din Boboc, survol cu aeronave militare aparținând bazei 95 aeriană Erou Capitan Aviator Alexandru Șerbănescu, continuatoarea tradițiilor de luptă ale eroicului grup 1 aeronautic, care a luptat biruitor cu puterile aviației inamice germane și austro-ungare în spațiul armatei a doua în bătălia de la Mărăști. Activități comemorative la Mausoleul Soveja, în data de 22 iulie 2023, localitate simbol în cadrul bătăliei de la Mărăști, vor debuta 3 ore mai târziu, respectiv la ora 14, cu participarea unităților din garnizoana Focșani, a studenților Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, elevilor școlii militare de maestri militari și subofițeri a Forțelor Aeriene Traian Voia din Boboc, respectiv la ora 14, cu participarea unităților din garnizoana Focșani, continuatoarea tradițiilor unităților militare care au luptat în această crâncenă bătălie, a studenților Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, elevilor școlii militare de maestri militari și subofițeri a Forțelor Aeriene Traian Voia din Boboc.
Survol aerian cu aeronave militare aparținând bazei 95 aeriană Erou, capitan aviator Alexandru Șerbănescu. Continuatoarea tradițiilor de luptă ale eroicului grup 1 aeronautic, care a luptat biruitor cu puterile aviației inamice, germane și austro-ungare în sprijinul armatei a doua în bătălia de la Mărăști. La activitatea au fost invitați să participe reprezentanții autorităților publice, sociale și de cultură națională și locală, comandanți militari din garnizoană și din structurile militare ierarhic superioare. Este așteptată de asemenea participarea semnificativă a copiilor și elevilor focșăneni și vrânceni, locuitorii municipiului și județului. Se arată într-un comunicat al Asociației Mărăști 1917 Mareșal Averescu. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 17 și 19 grade, iar cele maxime între 28 și 30 de grade Celsius. Cu datele despre vreme punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!